Avem un Vico Marcus 4 cu suportul ăla de quick mount. Avem un filtru CPL de 50 de mililitri, da? Este un filtru standard de polarizare circulară pe care îl montăm pe suportul de la camera. Acum l-am montat. Vedem că el se învârte așa în gol. De ce oară? Pentru că trebuie reglat. Da, îl învârtim și se reglează și se reglează. Cum îl reglăm cel mai bine? Avem ecranul destul de mic de la cameră. Punem o hârtie în geam și care, când nu este în funcție filtru, vedeți cum arată imaginea. Rotim frumos până se vede BMW-ul din față. Și acum se vede, dar nu se mai reflectă nimic de pe bord. Astfel vor dispărea și alte reflexii nedorite din parbriz. Da, mai facem un test, punem hârtia. Pac, fără filtru de polarizare, vedeți și mașina din stânga. Cu filtru de polarizare, vedeți mașina din stânga. Tic, fără filtru, cu filtru. Da? Asta folosește un filtru de polarizare și așa se reglează un filtru de polarizare. Trebuie să-l reglați din când în când, pentru că poziția soarelui se schimbă și atunci și reflexele din bord se schimbă. Vă mulțumesc!